Direct de 1 decembrie a lipsit festivismul de altă dată, fără parade militare, fără public. Politicienii au fost și ei mai discreți, mai discreți ca niciodată poate, asta deși mai sunt câteva zile până la alegerile parlamentare. Colegul meu Florin Negruțiu alături de noi la această oră, ca de fiecare dată. Florin, la mulți ani! Mulțumesc că ești cu noi! La mulți ani, România! O zi liniștită, mult prea liniștită, poate, față de ce ne obișnuisem până acum. Aici o întrebare directă, Florin, mai ales pentru că ne-am concentrat astăzi să-i arătăm pe oamenii din linia întâi, este dacă și politicianul poate fi inclus în această categorie a persoanei din linia întâi, a omului din linia întâi, a responsabilului din linia întâi în această perioadă. Da, noi ne-am obișnuit cu Ziua Națională ca un fel de zi a armatei, în care vedem armata defilând pe sub Arcul de Triumf în fața unor politicieni care ne livrează discursuri care mai de care mai sfărăitoare cu populația civilă dincolo de garduri, privind cum trec tancurile. Nu? Asta este Ziua Națională a României, cel puțin după 1989. Anul ăsta cred că este o sărbătoare ceva mai intimă, mai restrânsă, o sărbătoare a oamenilor care stau și se uită la televizor, cine n-a apucat să meargă pe Valea Prahovei. Eu pledez pentru o sărbătoare civilă. Sărbătoarea de 1 decembrie ar trebui să fie o sărbătoare a fiecărui român care să înțeleagă că se celebrează în primul rând pe el și pe oamenii buni din jurul lui. Așa cum fac americanii. Americanii n-au genul ăsta de festivisme. Fiecare își pune drapelul în fața casei și nici n-au nevoie să vină Ziua Națională. Mulți țin drapelul tot timpul anului, fac un grătar, un barbecue și își cheamă vecinii și fiecare sărbătorește în felul lui. Fără mari festivisme. Asta spun. Cred că e bine să simțim fiecare această zi ca fiind a lui. Dacă ar fi, după mine, pe sub Arcul de Triumf, ar trebui să treacă românii buni. Chiar am întrebat azi dimineață pe Facebook, spuneți-mi un român bun. Căutăm un român bun. Un om pe care îl admirați și care ne-ar obliga cumva să ne simțim să fim mai buni. Și ar trebui să treacă pe acolo, în primul rând, medicii, nu? Medicii din linia întâi, asistentele, personalul de pe ambulanță, profesorii care n-au abandonat școala în aceste luni de pandemie și în ciuda tuturor lucrurilor pe care le cunoaștem, au ținut legătura cu copiii lor, pentru că au dragoste față de profesie și față de copii. Oamenii care n-au cedat și și-au ținut locurile de muncă și s-au dus la muncă, antreprenorii care, în ciuda tuturor greutăților, n-au închis taraba, n-au închis afacerea, au continuat să lucreze și să plătească niște salarii și să plătească taxe și impozite statului român și, în general, toți oamenii care au rezistat în anul ăsta, pentru că a fost un an al rezistenței. 2020 a fost un efort extraordinar de mare pentru populația României. De asta cred că politicienii în anul 2020 n-ar trebui să stea acolo la prezidiu, ar trebui să stea cetățenii, civilii, la prezidiu și să se bucure de această sărbătoare. Foarte frumoasă lista lui Florin Negruțiu de persoane care ar trebui să treacă sau ar fi trebuit sau e momentul să treacă pe sub Arcul de Triumf în acest an. Dar, Florin, provocarea mea pentru tine acum este să vedem care ar fi simbolul personal, al tău, în acest an. Omul din linia întâi pe care Florin Negruțiu l-a remarcat, l-a scos în evidență, l-a văzut. Nu trebuie să fie un nume cu prenume, dar poate un simbol. Ba da, pot să spun. Eroul meu sunt eu. La un moment dat, întrebat pe scena premiilor Oscar, cine este eroul lui? Actorul Matthew McConaughey a spus un lucru foarte simplu. Eroul meu sunt eu. Dar nu eu cel de acum. Eu cel de peste 10 ani. Peste 10 ani a fost întrebat din nou. E, ai devenit eroul tău? Iar el a răspuns, nici pe departe. Eroul meu sunt eu cel de peste 10 ani. Ce înseamnă asta? Dacă fiecare am dorit să fim eroul nostru și am depune tot efortul să ajungem acolo, toată lumea, nu? Ar face acest efort, iar lumea ar deveni brusc ceva mai bună. Dacă toți ar încerca să fim eroii noștri.
Să admir este un exercițiu pe care românii nu l-au prea exercitat. Exercițiile de admirație sunt rare în România, așadar și eroi sunt destul de puțini. Ne entuziasmăm repede și ne stingem și mai repede. Dar dacă noi am deveni proprii noștri eroi și am încercat să facem tot ce ține de noi, să fim mai muncitori, mai buni, mai cinstiți, nu? Mai punctuali, cred că și țara asta s-ar schimba ceva mai repede decât ne dorim noi. Mulțumesc, Sorin. Mulțumesc tare mult că ai venit astăzi. Suntem cu ochii.